Bine v-am găsit, dragii mei. Țin să vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați abonat la canalul meu și în special să vă mulțumesc că mă urmăriți și îmi lăsați comentarii atât de frumoase. Vă mulțumesc din suflet. Astăzi vreau să fac o rețetă foarte dragă mie, se numește marmara umplută. Pentru marmara avem nevoie de 500 de grame de apă, 300 de grame de făină, 7 grame de drojdie și sare. Și bineînțeles, bacon. Feliuțe de bacon, feliuțe subțiri de bacon. Vă voi arăta cum se face. Este un fel de pâine, însă va sta foarte mult la dospit, după cum știți, ca să iasă glutenul din făină, trebuie să stea cât mai mult la dospit. Va fi o cocă nefrământată, deci nu voi băga mâna să frământ, doar mestecată. Aluat, mestecat. Mai întâi voi pune sarea în apă, după gust. Voi ține cont și că baconul este puțin sărat. Acum adaug 7 grame de drojdie uscată. Puteți să folosiți și drojdie verde. Mestecăm foarte, foarte bine. Mai vreau să vă spun că apa este călduță, nu fierbinte, doar călduță. Puțin mai caldă decât călduț. Marmara este făcută foarte mult în satele și comunele orașului Botoșani, județului Botoșani. Adăugăm peste făină toată apa și mestecăm. Mestecăm foarte bine să nu mai rămână cocoloașe. Pentru noi cei cu diabet, trebuie să vă spun, contează tare mult să evităm glutenul, pentru că ne crește glicemia și nu e bine. Însă marmaraua este, se poate mânca și de cei bolnavi de diabet, pentru că eu o voi lăsa 2 ore. Prima tură l-a crescut și a doua tură, după ce o mestec din nou și mai pun un pic de făină, voi mai lăsa circa 2 ore. Deci, vedeți, cam așa trebuie să arate aluatul, însă trebuie mestecat mai mult să nu aibă cocoloașe. Nu este frământat, este mestecat. Un aluat mestecat. Probabil că mulți dintre voi știe ceea ce fac eu acum, însă celor care nu știu sau au uitat, vreau să le arăt. Este un aluat foarte bun, va fi pâinea crocantă deasupra și pufoasă în interior. Și când rupeți din pâine și veți vedea acolo bucată de bacon, veți avea un curcubeu pe ceruguri. Cam asta este de făcut, prima tură. Voi lăsa să crească, după care vă arăt cum continui.
acoperim cu o folie și lăsăm la loc cald să crească, să dospească liniștit. Nu trebuie forțat. Așa scăpăm de gluten. Să știți, poate mă credeți, poate nu, dar pe timpuri oamenii mâncau foarte sănătos. Bunica mea a murit la 91 de ani și n-a avut diabet. Mama la fel, la 85 și nu a avut diabet. Pentru că mânca sănătos. Voi lăsa aici să dospească, după care vă arăt ce trebuie făcut. Dragii mei, după 2 ore, uitați cât de bine a crescut. Acum voi adăuga câte un pic de făină și mestecăm din nou. Deci nu frământăm, mestecăm. Uitați cât de bine este aerat. Mestecăm iarăși foarte bine. După care mai lăsăm la crescut încă 2 ore. Cel mai simplu, ușor și sănătos, fără gluten. Marmaraua moldovenească. Ne asigurăm să nu rămână făină. Și punem iarăși folie și punem la crescut. Încă pentru 2 ore. După cum vedeți, n-are cocoloașe, este foarte, foarte aerat. Punem folia înapoi. Și lăsăm iarăși să crească 2 ore. Dragii mei, după alte 2 ore, așa arată, mai adaug puțină făină. Și mai mestec. Mai mestec încă o dată. Acum mă voi ajuta de mâini. Este foarte simplu. Uitați cât de bine arată. Dragii mei, așa trebuie să fie, foarte moale. El crește, este foarte aerat. Marmaraua moldovenească. O voi porționa pe din două.
Aici am o cratiță de fontă. E normal să se lipească pentru că este un aluat nefrământat foarte, foarte moale. Îi dăm drumul aici, presăm, întindem toată porțiunea și așezăm beconul. Foarte simplu și foarte, foarte delicios. Încercați și voi. Este foarte accesibil și celor care au diabet. Acest aluat nefrământat este foarte bine dospit, foarte mult timp. Așa arată. Iar acum venim cu cealaltă jumătate deasupra și întindem foarte, foarte bine. Punem la cuptor preîncălzit pentru circa 35-40 de minute. Dragii mei, după 40 de minute la 1,80 la cuptor, așa arată pâinea Marmara, foarte simplu de făcut, fără frământare, ușor. Aici vreau să și închei videoclipul, uitați cum arată, este crocantă și în interior foarte, foarte pufoasă. Voi tăia să vă arăt cum arată în interior. Este foarte fierbinte. Așa arată. Uitați cât de bine arată. Încercați și voi. Aici voi închide videoclipul. Însă nu înainte a vă ura o zi binecuvântată, ne auzim la un nou videoclip.